știu cum aș putea să mulțumesc milosivului Dumnezeu în puține cuvinte pentru ajutorul dat, să spunem, este o mare bucurie în așa scurt timp să văd această minune, să spun, să reușim să ridicăm căsuța acestor copii care așteaptă de mult să aibă unde își pleca capetele, care nu au unde să-și plece de altfel capetele. Pentru mine este o bucurie extraordinară că văd că din ce în ce căsuța, dacă bine observați, ajungem îndată la placă. Și iată de mila lui Dumnezeu, puținul credincioșilor care m-au sprijinit, a fiilor mei duhovnicești, majoritatea, și a multor români din afară chiar, să spunem, din Bucovina, care lucrează în afară, mi-au trimis prin mandat poștal sau puținul lor care, din truda și osteneala lor, că nu ușorește să muncești peste hotare. Și vedem că, din mila lui Dumnezeu, căsuța se ridică. Ar fi o mare minune să vedem această căsuță și acești copii să intre în ea până în iarnă. Cred că cea mai mare binecuvântare ar fi pentru acești copilași care așteaptă de mult să aibă și pleca capetele. În biserică, în fiecare duminică, am adunat cu darul lui Dumnezeu cât am putut, apoi de la ceilalți fii duhovnicești, cel mai mult m-a ajutat o familie care nu pot să trec cu vederea darul și care l-a făcut pentru acești copilași minunați. Familia Crăciun, care a dat toată cărămida și cred că o să ne dea și lemnul, căpriorii, până la acoperiș. Trăiesc cu credința că acești oameni al lui Dumnezeu o să continue să mă sprijine și să ne sprijine în continuare. Ne străduim din răsputeri să reușim să ridicăm totuși căsuța, să nu-i prindă iarna în câmpul acela, unde bine ați văzut că de-abia am ajuns cu piciorul, pe timp de iarnă, în câmp, unde merg pe jos, atâția kilometri, la școală. Bucuria mea este că sunt foarte buni elevi la școală, învață, cum v-am mai spus, și la lumânare, la lampă, și nu este ușor. Trebuie să sprijiniți acești copii, fiindcă n-au nicio vină că s-au născut sau sunt foarte mulți. Unii dau vina pe părinți. Părinții să le ajute Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze, că i-a binecuvântat cu acești copii cu minți, să spunem, i-a crescut cu darul lui Dumnezeu. Cum au putut ei mai bine, cu puținul, lucrând cu ziua, chiar astăzi am adus ajutoarele acestea, rechizite, haine, mâncare. Și am întrebat cine o să le ia de aici. Era un singur băiat care e mai mărișor din casă și l-am întrebat unde sunt ceilalți frățiori. Au zis că toți sunt cu ziua. Tatăl, cu cei frați mai mari și cei micuți cu mama acasă. Vedeți, sărmanii, că ei totuși caută să muncească, să agonisească, să aibă cu ce trăi până la urmă. Și este o bucurie că își caută de lucru părinții să întrețină copila și nu așteaptă să cerșească, cum se întâmplă uneori, sau deseori, aș putea spune, dar prejudecata e în mâna lui Dumnezeu. Noi, ca buni creștini, și trebuie să fim cu adevărat aproape de cei sărmani, și când auzim că sunt și destule cazuri, Dumnezeu știe, prin comune și sate, am mai întâlnit o familie tot așa de foarte mulți copii care stau într-o cămăruță de 3 metri, tot vreo 10 copii. Dacă ne ajută Maica Domnului, terminăm această căsuță, ne vom muta în partea aia la altă.